ce ai pierdut astăzi la matinalii 21. Muzica mereu te învață. Da, deci arte și cofetărie cu Marian Evanghelie. Deci, bună dimineața și bine v-am găsit la rubrica mea săptămânală de miercuri, muzica de învață. Sunt Daniel Marian Evanghelie și vă spun că nicio melodie nu scapă nepedepsită. Astăzi vorbim despre The Tentu, dragostea mea, și țin să-i mulțumesc artistului Connector că preia această expresie din sectorul 5. Eu aș propune ca această melodie să câștige premiile Emmy, Grammy, Nanny, Granny, cum dracu să mai cheamă. Deci, după cum vă spuneam, dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Da, deci mesajul este clar aici, adică atunci când te supără cineva, ca să nu fie obscenități, deci chiar și eu am vrut să fac o piesă numită Mâncarea e pizza casei. Da, am renunțat pentru că a spus Connector piesa asta de mare excepție. Eu nu pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Vreau să spun aici că cine se enervează are probleme cu inima, adică să depune colesterolul, crește pulsul, grăsimii, sânge și asta nu e jurătură. Etică. Așa că mai bine nu te enervezi pur și simplu. Totuși am o nelăburire. Am patru camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei. Păi, eu mă plictisesc în patru pereți, în patru camere aș muri de plictiseală, doamne, ce dracu. Noroc că la noi sector, păi avem și animale de companie. Mi-am luat un cal la un moment dat, dar nu aveam loc de el să mă uit la telenovele la televizor. Cum e cu chiria aia? Cine ce neuro că nu prea mă descurc cu ei, puțină dragoste și e ok. Deci după cum a zis colegul meu, dragostea rezolvă tot. Da, căutați studente pentru ca să le luați respectivă chirie și le vă pot oferi dragoste. Iar când vă supură asta, supără, faceți și voi ca Connector. Vă crutați, luați poziție serioasă, așa, da, și spuneți, mai dă-te dragostea mea de aici și puneți mâna pe dragoste. Ne auzim săptămâna viitoare. De luni până vineri, de la 6:30 la 10.